Taximetristul a făcut chiar în fața autocarului. Da, ce venea dinspre Dej. Mergem la Cluj. Când s-a pornit de aici, de pe dreapta, chiar în fața autocarului a făcut. Eu cred că au vrut să vireze înapoi, să întoarcă. Sigur, au vrut să întoarcă spre Gherla, să ducă pe pasageră, da. Eu al văd că să pornește, eu doar nu mă gândesc că el vrea să întoarcă la 180 de grade, da? Eu cred că el vrea să meargă spre Cluj și fac și eu semnal să-l trec. Dar el în față, eu de-a mai dau semnalul meu, îi dau, îl văd că vine în față, el nimic face mine, eu dacă să-l evitez, că eu dacă n-l evitam, îl facem zob. Am mers drept în șanță. Ați pe câmp acolo, unde filmați acum, după ce... Câți pasageri aveați? 47. A pățit cineva ceva? Au fost răniți? Nu, nu sunt nimeni răniți, tot slava Domnului. Și din taximetru? Fata, care a fost pasagera. Fata, pasagera. Șoferul nu are nicio problemă, fata e rănită. De unde veniați? Unde mergeați? Mergem la Paris. Venim de la Chișinău. La ora 0:10, detașamentul de pompieri Dej a fost anunțat despre producerea unui accident de circulație în localitatea Gherla. Accident rutier survenit între un autocar și un autoturist. În urma impactului, autocarul a părăsit partea carosabilă, 47 de persoane erau ieșite din autocar, iar în autoturism erau 2 persoane care erau ieșite din autoturism. Cele 2 persoane au fost luate de un echipaj SAJ și transportate la CPU Gherla. În 2 cuvinte, șoferul taximetrist, de pe margine, a vrut să traverseze carosabilul, e în direcția opusă. A vrut să întoarcă în fața voastră? Da, în față, practic chiar în fața noastră a întors. Șoferul nu a putut evita accidentul nici într-un fel. Nu a fost posibil. De unde sunt? Modou. Autocar, slavă Domnului, tot normal, nimeni nu-i lovit. Nici îngrăziri medicale nu au... Bine că așa au fost. Și acum ce o să faceți? Așteptăm să fie autocarul... O să vină alt autocar după voi? Da. Dimineața o să fie alt autocar după noi. Și ce faceți până dimineața? Așteptăm.